și în ring intră boxerul Quentin. El este un iubitor înfocat de ciocolată. Să vedem cu cine se va înfrunta astăzi. Wow, e tânăra boxeră Wendy. Ea cu siguranță știe ce face cu guma de mestecat cu babuba. Hai să-i urmărim și să vedem cine este mai puternic, guma de mestecat sau ciocolata. Dacă luptătorii noștri sunt pregătiți, începe confruntarea anului. Ciocolată versus gumă de mestecat. Bună, prieteni! Ați ajuns la provocare! Iată și primele obiecte! Gumă de mestecat și ciocolată! Arată foarte apetisant! Wow! Ăsta e un festin! Trebuie să încerc mai repede! Sunt atât de colorate! Wow! Ce gustoase sunt! Îți vine să-ți lingi degetele! Oh! Apropo de degete! Ciocolata asta topită arată apetisant! Trebuie să o încerc! Wow, ce delicios! Vreau mai multă ciocolată! O voi mânca pe toată! Acum pe asta! Și pe asta! E delicios! Wow, începe să se topească deja! Trebuie să mănânc mai repede! Am o idee! Uitați-vă ce tablou grozav de ciocolată mi-a ieșit! Așa ceva nu o să vă iasă niciodată din gumă de mestecat! Ce mașină tare! Oh, stai așa! O să-ți arăt acum ce poți face din gumă de mestecat! Dar mai întâi trebuie să o încerc! E atât de colorată! O voi gusta acum! Wow! Ce gustoasă e! Un festin! Uitați-vă ce baloane tari! Și ce bine se întinde! O, și știi? Pot să fac și eu un tablou din gumă de mestecat? Wow! Vă voi arăta într-o clipă! Mestecăm material! Amuzant! Quentin, mă deranjezi! Voi face un tablou mai grozav decât al tău! Dar am nevoie să mestec totul! Gata! Uitați-vă la această frumusețe! Ce părere ai de unicornul meu? E absurd! Mașina mea e de un milion de ori mai tare! Absurd? Nici vorbă! Nimic nu se compară cu unicornul! Prieteni, nu vă mai certați! Ambele tablouri sunt la fel de frumoase! Nici nu pot să distingi unde e ciocolată și unde e gumă de mestecat! Nu! Așa nu merge treaba! Guma de mestecat e mai bună, m-ai înțeles? Îți arăt eu ție! Luați-o pe nebună de lângă mine! Ei, v-ați calmat? Putem continua? Spuneți în comentarii care tablou a ieșit mai bine! Interesant! Ce veți primi acum? Wow! E Nutella și gumă de mestecat Juicy Drop! Super tare! Ador Nutella cu grisine! E atât de gustos! Ciocolată! Un festin! Trebuie să încerc imediat! O, da! E delicios! Mai vreau câteva bețișoare! Uitați cât de perfect s-au lipit! Am o idee! Pot să fac o formă tare din biscuit și Nutella! Acum voi face un turn delicios și apetisant! Wendy, nu mă deranja! Sunt concentrat pe creația mea artistică! Gata! Ce tare a ieșit! Trebuie să expun asta într-o expoziție! Cu siguranță am talent! Ce amuzant! Abia aștept să-mi încerc guma de mestecat perfectă! Aici nu e doar gumă de mestecat, ci e și un gel acid delicios! Se potrivește perfect cu guma! Dar am o idee mai bună! Trebuie să-i arăt lui Quentin cum să construiești cu adevărat turnuri mari din mâncare! Voi construi o super figură aici! Câteva gume de mestecat? Uitați-vă la asta! E un castel! Cât de tare mi-a ieșit! Doare? E un dezastru total! Figura mea e mult mai mare și mai înaltă decât a ta! Vezi diferența? L-aș fi putut face mai înalt dacă nu mi s-ar fi terminat guma de mestecat! Știi ce? Îl pot ridica! Atunci va fi mai înalt! Și eu pot la fel!
Pot chiar mai sus? Nu, eu pot mai sus. Am câștigat. Oh, nu, îmi pierd echilibrul. Măiculiță, cad! Sunteți bine? Se pare că vă bucurați împreună de gustări. Mergem mai departe. Unde sunt gustările voastre? Oh, iată-le! E un automat cu gumă de mestecat? Interesant! Dar ce are Wendy? Un cufăr ciudat! Măiculiță, de ce strigi atât de tare? Wow, câți bani! Wendy, ești bogată! Quentin, uită-te doar cât de mult aur am! Wow, voi putea să-mi cumpăr un milion de rochi! Și genți! Oh, ce viață tare mă așteaptă! Mașini scumpe, plaje, propria mea vilă și multe ore de cumpărături nelimitate! Stai, ce? Miroase a ciocolată? Nu se poate! Oare banii mei sunt falși? E doar ciocolată! Dar e foarte gustoasă! Trebuie să încerc totul imediat! Oh, uite! Am mâncat totul! Quentin, continuă! În sfârșit! De-abia aștept să încerc! De ce nu se rotește? Vreau gumă de mestecat! De ce nu vrea să-mi dea gustări? Pentru că vrea o monedă! Quentin, și chiar am o monedă pentru tine! Poți să o folosești în automat! Chiar vrei să-mi o dai? Ura! Am să... nu se potrivește! Moneda ta e prea mare! Și s-a stricat! Automat stupid! Dă-mi gustările! Am rupt moneta? Firar! Gata! Nu mai am răbdare! Aș fi fost drăguț! Dar vrei să simți puterea sabiei mele de Jedi! Wow! Chiar am reușit? Trebuie să verific! Câtă gumă de mestecat! Ce tare! Trebuie să încerc totul imediat! Știam eu că pot ajunge la ea! Ai văzut ce balon imens am făcut? Fabulos! Și eu vreau! Wow, ce tare! Bate palma, prietene! Și ce veți mânca acum? Să aflăm repede! Wow, ce tare! Seamănă cu Kinder și cu gumă de mestecat Mentos! Quentin e foarte încântat! Haideți să gustăm! E Kinder pătrat! Nu am mai văzut așa ceva! Trebuie să desfacem urgent! Ce mă așteaptă înăuntru? Wow, chiar e pătrat! Nu am nevoie de asta! Au, ai putea fi mai atent! Wow, Wendy, uită-te doar! Până și cutia din interior e pătrată! Trebuie să aflu mai repede ce jucării am! Doar mai întâi încerc ciocolata! Cât de gustos! Ador ciocolata din Kinder Surprise! E atât de specială și gustoasă! Și acum că am terminat de mâncat ciocolata, să vedem ce jucării am înăuntru! Ei, Quentin! Ai devenit complet obraznic! Și răbdarea mea are o limită? Liniștește-te, Wendy! Uite jucăria! E Creeper din Minecraft! Ce tare! Nu am avut așa jucărie niciodată! Țineți creatura la distanță de guma mea de mestecat? Apropo, e timpul să încerc! Trebuie să fie foarte gustoasă! Wow, delicios! Prospețime! Quentin, te voi îngheța! Nu-mi strici tu mie plăcerea de a savura guma de mestecat? Totuși, să știi că am o idee grozavă! Pot mesteca toată guma de mestecat? Și te pot îngheța cu adevărat! Oare guma de mestecat va putea să-mi vingă ciocolata? Auci! M-am înghețat! Wendy, ce ți s-a întâmplat? Ce rece ești! Brr! Creeper, poți să mă ajuți? Hai să te facem real! Efectul tău de explozie cu siguranță o va dezmorți pe Wendy! Iar eu trebuie să mă ascund! Ce s-a întâmplat? Quentin, ce ai făcut? Sunt plină de noroi și murdărie! Nicio problemă! Te vom spăla, Wendy! Ți-a plăcut videoclipul? Care a fost faza ta preferată? Spune-ne în comentarii! Te mai așteptăm pe la noi! Pe curând!